Bun găsit, domnilor și domnilor, în această noapte vor fi condiții de ceață în zonele joase, iar momentele vor înregistra minime cuprinse între minus 5 grade în zonele de presionare și 10 grade cu plus în dealurile de vest. Mâine, temperaturile mai coboară puțin la nivelul întregii țări, dar mai ales în și est și sud-est, unde vor fi temperaturi ce se apropie de cele normalele perioadei. În rest, încă va mai fi puțin mai cald decât de obicei, vor fi maxime de la 13 și până la 20 de grade. Iar în primele ore ale zilei și pe timp de noapte va fi nebun joasă în regiunile mai joase, posibil ceață asociată cu burniță. Vântul va sufla în general slab, moderat va fi în regiunea sud-estică a țării și prin zona sud-vestică. În capitală, de asemenea, temperatura aerului mai coboară puțin, astfel încât se va înregistra o maximă de 18 grade și vor fi condiții de ceață dimineața și pe timp de noapte, însă în cursul zilei cerul va fi variabil, iar vântul va avea o prezență moderată. Cam aceleași temperaturi vor fi și joi și vineri, cu maxime de la 13 și până la 20 de grade, din nou dimineață și pe timp de noapte vor fi condiții de ceață sau burniță în zonele joase din centrul estul sud-estul țării. În rest, însă, cerul va fi variabil, iar în sudul Banatului vor fi ușoare intensificări ale vântului. În capitală nu apar mai schimbări, 17-18 grade rămâne maxima zilei, cerul va fi variabil peste zi, cu condiții de ceață în primele ore ale zilei și din nou pe timp de noapte. Cam atât despre vreme, numai bine vă doresc!